Da. Da, da. Ai zis că am dat adresa, corect? Nici acum nu m-a deblocat să-mi dea adresa. M-a blocat ca pizdele, mi-a dat un mesaj ca pizdele și m-a blocat. Dar știu, mă, vere unde e, că am aflat tot. E nara mai haină ăla, nu știu ce, nederlanți. Uite, sunt blocat și în momentul de față. Ca pizdele m-a blocat, a zis că ultimul lui, fii atent, mesaj a fost așa. M-ai blocat pe TikTok, că i-am zis eu, băi, eu te-am blocat că mie nu-mi plac să vergeleți sau vergeala ta, nu știu ce. Te blochez și eu aici că nu-mi face plăcere să vorbesc cu asemenea campioni. Ne vedem pe TikTok și când vrei tu să mă cauți să-mi spui să îți dau de aici adresa din Olanda. Păi lasă-mă adresa înainte să mă blochezi, mă, pizdu. Ne vedem pe TikTok. Care eu ți-am spus în felul următor, mereu ți-am spus. Ce ți-am spus eu în privat? Ce le faci tu pe TikTok și astea? Să ții minte de la mine ce zic eu ție. Că zice că vorbeam de bucătărie. Tu le faci după o canapea în casă și faci de capul tău amărât. N-ai nici dinți în gură. Și nu știu de unde a plecat toate astea, ai înțeles? Dar nu e nicio problemă, că o să mi le spui tu când ne întâlnim. Stai liniștit, că știu și unde stă și măta, pun Olanda pe acolo, știu cum să dau și de tine. Nu îți fă griji, că ne întâlnim noi, că de curând pe traseu, ai înțeles? Și să vedem dacă la fel tot așa o să vorbești, că eu știu că tu cum vorbeai cu mine, până la purnăie nu vorbeai așa, cum vorbești pe TikTok, ai înțeles? Plus de asta eu am crezut că suntem prieteni, că ne-am respectat calea pe acolo, că tu știi cum stă ta treaba cu mine. Dar în fine, nu e nicio problemă, frățiorul meu. Fă-ți talentul, fă-ți treaba, că ne vedem cât de curând. Să nu spui pe urmă, bă, Alexe, ce ești, bolangiu sau asta sau alea. Te pupă fratele tău, dai drumul la treabă. Bine, nu mă trec ce bun, vreau să mă cer cu tine pe TikTok, eu vreau să mă cer cu tine face-to-face pe TikTok, să receptăm. Arată-mi că ceea ce vorbești tu pe TikTok, că ești bun sau ce povestești tu, hai să ne întâlnim, e simplu. Și dracu, suntem în contact în viața reală zi de zi și nu vrei să ne întâlnim, vrei să vorbești pe TikTok? Îți faci vizualizări și astea? Hai să ne vedem, zi-mă, ne să vin, nici ne pun la capul mort, când ajungi și vin în Olanda acolo dacă vrei. Să nu mai stai închis, să întinzi pe canapea mare, dar să stai întins pe canapea, să stai dracu. Și ce fii relaxat. Da, Marius Nicolae, mă căcam în gura lui. Să-ți faci ce vrei tu să-ți faci, fă-ți-l, frățiorul meu, ce pot să zic eu? Nu trebuia să te înjură la seară de copișoalea mea, e greșeala mea, că eram nervos, ai înțeles, și eram și la șpriț. Am făcut o greșeală, ai înțeles, și aia e. Văd că tu, nu știu de unde a plecat asta cu mine. Eu așa știu că mi-am mai vorbit și când ai ieșit de la pârnaie, un pic așa pe TikTok, te-am salutat, te-am alea, te-am... Da, poate nu te-am băgat în seamă prea mult, că am și eu ale mele, am și eu problemele mele, sunt și eu plecat stânga, dreapta, încolo, încoace, în partea aia alaltă. Și nu știu de unde a plecat asta, de asta vreau să vorbesc cu tine așa. Dacă tu te-ai ofensat atât de tare că nu te-am băgat eu în seamă și crezi tu că merit eu să faci tu măscărurile astea pe TikTok și alea și să... Nu știu ce încerci tu să faci. Treaba ta, ce să zic, dacă tu așa consideri că e bine și frumos, fă, frate, mele, ce vrei, și aia e. Dar eu nu cred că e frumos să faci tu așa ceva, că eu nu ți-am greșit ție cu nimic niciodată, nici măcar pe la părnaie, nici măcar până pe aici, pe internetul ăsta sau... Ai înțeles? Eu dacă te-am evitat, nu te-am evitat neapărat că... intenționat sau ale. Am și eu ale mele, sunt și eu plecat, trebuie să am o mie de lucruri de făcut pe cap, de rezolvat. Ai înțeles? Fă, bă,
ce vrei tu. Dacă tu consideri că așa e frumos și asta este, cum îi spune, asta este poziția ta, pe mai întâlnite și bine lumea. Eu te-am blocat pe TikTok, nu stai să-mi strici tu mie zilele. Că tu așa consideri și crezi tu că așa e frumos și vrei tu să mergi așa atât de departe, spune, bă, vere, ce vrei tu, inventează ce vrei tu. Și aia e. Tau să intru cu tine pe TikTok, să mă cer cu tine pe TikTok, să alea, să... Măcar dacă aveam vreun rezultat, să zici că făceam ceva, rezolvam ceva, știi ce zic, să fi încasat vreun milion de euro sau... Că tu vrei să ne râdă fraierii, că numai fraierii comentează, n-am văzut un la tine acolo, sau pe ale mele, când, dacă fac eu replică cuiva sau ție, eu n-am văzut să comenteze vreun băiat să zică vreun șmecher ceva sau alea sau... Ai înțeles? Numai fraierii fac de-astea. Ăia care mă halez de pe mine râd de mine, ăia care nu te halez pe tine râd de tine, la fel care nu mă halez pe mine râd la tine și tot așa și tot așa. Vrei tu să faci mascarada asta? Fă, veri, eu nu-ți vreau mai răspunde acum încolo pe TikTok. Dacă tu crezi că e frumos și consideri tu așa, vrei tu așa, nu-ți văd, nu înțeleg care-i scopul, care-i ideea. Bă, fă ce vrei tu dacă tu așa consideri. Ești cel mai frumos și elegant dacă te deranjează eu. Te-am deranjat eu cu ceva de când ai ieșit sau când sunt eu pe afară și astea. Tu ca prieten, cum ne-am considerat noi că am fost acolo un anturaj comun toți, da? Și mai bine era să mă fi sunat-o pe mine în privat. Băi, Alexe, ce mă veri cu mine, de mă iviți sau ce se întâmplă sau care-i treaba? Crezi că suntem frați, am fost împreună acolo, avem și prieteni comuni. Așa era frumos. Nu să ieși tu pe TikTok să-i bați câmpii, să-i inventezi lucruri și asta și asta. Ce vorbești tu acolo? Dar dacă tu ai ales lucrul ăsta să faci asta așa pe degeaba, gratis și fără niciun motiv, seama că ești nebun, bă, băiatul. Ori erai băut, ori nu știu ce ai făcut tu sau cine te enerva pe tine sau păi cine nu are, ți-a băgat și răspunsurile lui. Oh. Ce-i tu în cap, nu știu. Fă, bă, ce vrei tu. Părerea mea, ți-am zis, care-i părerea mea. Fii șmecher cum credeam eu că e sau te-ai prezentat tu, știi ce dracu alea? Și termină cu râsurile astea că nu ne ajută cu nimic și nici nu ne luăm valoare pe faze de genul. Râd fraierii. Dacă râdeau jmecherii sau dacă să zici că nu știu ce, sau să zici că ne luăm vreun public sau încasam vreo sute de mii sau ceva, mai ziceam, bă, hai că merge și ăsta, hai să-i dăm drumul la show. Ai înțeles? Și o făceam frumos. Da, așa, pentru ce să ne râdă fraieri? Braba ta, fă ce vrei tu, băi, Silică, eu nu-ți mai zic nimic. Ți-am zis, nu trebuia să te înjuri aseară cu copiii cu alea. Este greșeala mea, nu se va mai repeta. Că n-au nicio vină copiii sau nevastă ta sau familia ta, ai înțeles? Veni și eu de la restaurant. Publicitate, m-am exprimat greșit astăzi că... M-am mustrat un pic conștiința și mi-a părut rău că am jurat de copii și nu trebuia să te înjuri și Silică, ce crezi să... Braba ta, fă ce vrei tu, băi, Silică, eu nu-ți mai zic nimic. Ți-am zis, nu trebuia să te înjuri aseară cu copiii cu alea. Este greșeala mea, nu se va mai repeta. Că n-au nicio vină copiii sau nevastă ta sau familia ta, ai înțeles? Veniște și eu de la restaurant, eram la ușpris și... Mi-a trimis ceva alea și ți-am dat câteva mesaje acolo și ai văzut că n-am făcut live după, n-am mai înjurat, nu mai alea. Dar dacă tu consideri că așa e bine, veri, joi chirește și dacă ești calificat, cum zici tu, sau cum te prezinți tu, sau cum te știam eu cât de cât, strângeam alea și îmi vedeam de treaba mea. Fă ce vrei tu, dacă tu vrei să faci râsuri, fă râsuri și ai. Ok, și acum hai să vă arăt ce a răspuns el, da? Ce a răspuns el? Să vă arăt ce a răspuns și el. Ok,
Ba, mi-am dat câteva alea, te sun când ajung acasă, el. Eu tot i-am dat voice-uri și astea și astea și astea, mi-a dat un mesaj. Uitați ce spune și după care m-a blocat ca pizdele. M-ai blocat pe TikTok, m-ai înjurat și acum încerci împăcări cu mine. Nu era nicio păcare, ca să știți. Nu era împăcări, eu chiar pe bune l-am considerat că face parte din gașca noastră pe la părnaie pe acolo, numai că fraierul, un trădător, un bulangiu, un șarpe. După cum ați văzut. Când mă prind să mă bați, iar eu cu tine nu am ce să vorbesc, că tu nu știi decât să înjuri și așa m-ai înjurat o grămadă pe TikTok, te blochez eu aici, că nu-mi face plăcere să vorbesc cu asemenea campioni. Stați așa, încerc scuze. Nu-mi place plăcerea să... cu asemenea campioni. Ne vedem pe TikTok? Ne vedem pe TikTok! Ascultați! Care eu i-am spus, spune-mi unde să vin, că vin și vin, alea ne vedem. Și când vrei să mă cauți să-mi spui... unde să-ți dau adresa de aici din Olanda? Înainte să mă blochezi, de ce nu mi-ai lăsat adresa dacă vrei să-mi dai adresa și erai șmecher? Trebuia să-mi lași adresa înainte să mă blochezi. Când vrei să mă cauți să-mi spui să-ți dau adresa de aici din Olanda, păi unde pula mea să-ți mai scriu dacă tu... dacă tu m-ai blocat? Cum vrei să îți mai scriu? Nu mai haliți, mă, vârjeală lui fraieriștea care vor să facă 2 lei și alea și alea. Ce să-mi răspundă frumos, mă, cum să-mi răspunzi tu mie frumos? Că ăla nu-i răspuns frumos. Îmi răspuns frumos în felul următor. Băi, asta este adresa mea, te aștept. Nu mă blochezi. Mai intri și live, vorbești de mine pe live, băga. Tu nu știi că eu am dat de Pornohop sau cum e zice la... nu știu cum e zice la site-ul ăla. Tu nu știi, Nicoletul, lasă-l, fă, vin în coace. Vin în coace, fă, să mori și tot acum vin cu... că am eu grijă de tine. Îți duc copiii pe la net, la, nu la nevoalea, cum e ce? Îți duc copiii la Walt Disney, el la... la Disney, cum e ce, mă, la ăla ziceți, cum e zice, la Disneyland? Ai înțeles? Mară Lorena, dar nu vă distrug. Vreți vizualizări? Vreți să vorbiți de Alex Stoic? Asumați-vă! Mă, ți-i juram eu copiii până la... dacă nu intra asta. Nicoletu, să-mi scrii în privat să-ți trăiască familia ta. Că vreau să apar și eu la justițiarul. Să-mi dai și mie profilul lui aia mica ta. Lufita. Să mor aici. Are, și-a făcut buletinul măcar? Dacă și-a făcut buletinul, e bine. Vreți vizualizări cu mine? Nu vă dau eu vizualizări, mă. Vă dau eu vizualizări, mă. Vă dau ce vreți voi. Luați-vă cu mine.